multe rezerve la PNG, pentru că primarul, viceprimarul, invitat de noi astăzi la Deschide de Lumea, a preferat să, nu partidul despre care PDL-ul va accepta de facto coabitarea cu PRM-ul prin PNG. Dacă șeful partidului și-a dat demisia și a trecut la partid, ce să se mai aștepte membrii, viceprimarul și ceilalți? S-a terminat. Porțiunea asta cu demisia noi nu avem. Noi nu știm că Gigi Becali și-a fi dat demisia în PNG. Așa ne gândim. Legea electorală spune, și legea partidelor spune că scrierea într-un partid înseamnă automat demisia din partid. Deci nu era neapărat nevoie să-și dea demisia. Dacă mâine se înscrie în alt partid, automat nu trebuie să-ți dai demisia. Să mai vin acest raționament pe care domnul Boștinaru, îmi permiteți și mie, l-a făcut. Și îmi pare rău, totuși, ca europarlamentar ar trebui să aveți o rigoare și chiar dacă suntem în campanie electorală, legând din nou totul de președintele României. Stați puțin, alianța există? Înțelegerea cu PNG-ul pentru primăria capitale există? Acolo s-a mers pe un proiect concret. Care acuratețe? Păi există sau nu există? Puțin. Dacă îmi dați voie să spun și eu ceva, spun, dacă nu, spuneți doar întrebarea e simplă. Există sau nu există? Ce există? Înțelegerea cu PNG-ul. Există o alianță punctuală în primăria capitalei, formată dintre consilierii PDL și cei PNG, privind susținerea reciprocă pentru funcția de viceprimar și votarea unor anumite proiecte de hotărâri de consiliu local. Deci există. Dar asta nu are nicio legătură cu restul. Și această alianță funcționează strict pe proiecte de hotărâri de consiliu. Da. Va mai exista? O expresie cu puțin gravidă este cea mai bună definiție a acestei stări. Deci, domnul Boștinaru, încă o dată, ce vreți să spuneți aici? Puțin gravidă. Că domnul Vadim Tudor, care este incontrolabil ca și domnul Gigi Becali, au fost prinși într-un plan maestru a unui păpușar care și-a dat seama. Noi nu știm reacțiile lor de azi pe mâine. Am văzut cum s-au contrazis în decurs de 3 zile, spun 3 lucruri diferite. Și totuși aveți o alianță cu PNG-ul. Nu are nimeni nicio alianță. Este o chestiune punctuală. Dacă am fi avut o alianță... Există o explicație mai simplă, exact. E mult mai simplu. Dar eu Vadim să apare din ce în ce mai rar, e solicitat din ce în ce mai rar să apară, să fie presă. Absolut, asta e explicația. Vrea să apară pe televizor și are nevoie de banii domnului Becali, pentru că domnul Becali este generos totuși. O astfel de ofertă înseamnă pentru el ceva. Domnule, trebuie să ajut cumva PRM-ul să iasă în presă, să-și facă niște banere, trebuie să dau niște bani. Da, este foarte generos. A dat 1 milion Bisericii Ortodoxe, Patriarhie în speță, după care la un moment dat s-a cerut banii înapoi. Uitați-mă, trivial zil puțin, este ca și cum domnul Becali acum este personajul numărul 1 al zilei și vine și domnul Vadim și spune și eu. Exact. S-a legat de un scandal care nu l-a format nimeni. Nimeni n-a deturnat atenția presei de la alte scandaluri sau de la alte investigații sau așa mai departe. Nimeni. Presa în continuare poate să-și focalizeze țintele care le consideră ea. Cât succes ar putea avea domnul Gigi Becali pentru europarlamentare? Cine l-ar putea vota? Urmărim următorul material. Noi nu credem decât în Dumnezeu și domnul Becali era un bun creștin. Puneți-ne și nouă, ce credeți că se va întâmpla cu domnul Becali? Problema nu e ce se va întâmpla cu domnul Becali. Dacă se întâmplă ceva, restul suntem, cum să zic, un fel de pleabă. Înțelegi? Ne gândim altfel, îți iau 1 milion din buzunar. Da? În momentul când tu mă prinzi că îți iau 1 milion din buzunar, ce faci? Ce asta e recuperezi? De la mine. Exact. Dar singura variantă e să mă bați, îți spun eu, pentru că nu-ți dau 1 milion înapoi. Înțelegi? Deci, asta e impulsionarea, dacă am găsit bine cuvântul, hoții. Da. Chemați oameni buni. Vă spun dumneavoastră, vă spun numele. Eu am venit în dragoste. La Vasul Becali care este. Chiar însă, din ce cauză? Adică el nou ne-a făcut o viață bună și frumoasă. Hai, 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 hai
eliberată puterea! Am ascultat și băieții mai tineri. Vedeți că eliberată până dimineața? Din experiența dumneavoastră, din ce ați mai văzut, credeți că Dumnezeu îl poate libera? Da, normal, pentru că era și credincios. Dar nu sunt eu persoană la maturea zonă sau comunice, dacă aveam după toate cuvântii, instituția. Susținătorii lui Gigi Becali în fața tribunalului pretind că sunt noua generație, doar că Gigi Becali nu mai face parte din PNG, candidează pe listele Partidului România Mare. Dacă va pleca cu tot cu alegători după el, vom afla de la invitații noștri. Este noua așteptăm generație o declarație a Partidului România Mare. Așteptăm asta o declarație de presă din partea prim-ministrului Emil Boc în doar câteva minute la sediul guvernului. Ne întoarcem după o scurtă pauză.